suntem în regulă. În regulă! Cred că e un haos pe biroul meu, e adevărat. Și că unii cred că cu cât e mai mult haos, cu atât ai mai multă ordine în minte. Spunea cineva la un moment dat că cei care sunt foarte dezorganizați la birou sunt foarte organizați în minte. Eu nu cred asta. Din contră, eu cred că chiar dacă ești dezorganizat pe birou și cumva ai așa un iz de dezorganizare pe birou, cumva ești cam același lucru e și înăuntru. Pentru că chiar cred în zona aia cu what's inside is outside, what's outside is inside. E o filozofie, cred că, budistă. Da. Una peste alta, mi-am poziționat camera foarte șmecher. Așa am ajuns să... Și mi-am luat de la photo setup, acum chiar înainte de Black Friday, la valieră, pentru că atunci când mă duc la evenimente, de exemplu când m-am dus la evenimentul Click Planners, cel pe care îl organizez cu studenții și pe care l-am organizat la ASE, pe care l-am organizat la SNSPA, am avut neplăcuta surpriză să nu mă aud. E, și de asta m-am gândit eu, facem următorul lucru, luăm-o la valieră. Și am luat la valieră și iată-ne cu la valieră. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu acum, dacă vreau, de exemplu, să mă mut de aici și să mă mișc de colo-colo, la valiera va înregistra totul foarte tare. Nu vreau să fac reclamă la valieră, ci mai degrabă la Photosetup, că e clientul meu de, nu știu, de 7 ani, foarte, foarte bun client. Ne plac clienții care stau de mulți ani în portofoliu unei agenții. Da, una peste alta e vorba despre marca Boia. În caz că vă interesează și pe voi să cumpărați o lavalieră. Ia uite ce frumos se întâmplă lucrurile înainte de Black Friday. Da, cred că înainte de Black Friday e așa îi zicem vibe de pregătire. Nu neapărat că toată lumea chiar trebuie să pregătească de Black Friday, pentru că dacă te pregătești de Black Friday în ultima zi de Black Friday, deja înseamnă că ai cam pierdut Black Friday, trebuie să te pregătești pentru următorul Black Friday. Deci, fără a fi ironic în sensul ăsta, chiar cred că trebuie să-ți acorzi ceva timp ca să te pregătești. Și avem Mix Awards by IAB Romania, un mail foarte interesant aici, deci trebuie să asistăm la jurizare. Ok. Și acum facem email processing, ce facem, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ne planificăm folosind email, să vedem de ce ne ocupăm. Ok, avem aici o provocare, o oportunitate, nu o tratăm acum, am trimis-o în viitor. Și asta e interesantă, doar că iar nu avem cum să o tratăm la momentul ăsta, încă mai avem de dezvoltat la aplicație. Pam, pam, pam. Hello! Unde ai parcat? La doi pași aici. Vino cu asta, te prind și pe tine în cameră. Ai grijă să nu dai peste. Ca? Cine vorbești? Cu lumea! Hola, gente! Aici vorbesc că mi-am luat nouă la valieră. Și pentru că mi-am luat nouă la valieră, voi vrea să văd cum se aude. Ce faci? Bine. Bine? Ați întârziat, nu? Nu, am ajuns la fix. La 9 fără 2 minute. Pe drumul cunoscut, drumul bătătorit. Da. Am parcat repede pe Oltețului. Pe dreapta, imediat acolo, vis-a-vis, am blocat o ușă de intrare. Și Pucnici, el mai parchează fix în poarta de la școală. Cred că o să-i las un bilet. O să-i las un bilet? O să-i las un bilet? Pe ca să uite oamenii la Tesla. Păi de ce Pucnici are copilul la acolo? Da, una să mai întâmplă. Și am parcat repede, pentru fix un minut. Băi, în minutul ăla a venit omul de la poartă, mă. Poți să crezi?